Vă propun să discutăm astăzi despre câteva dintre prioritățile anului parlamentar pentru mine și care au relevanță și pentru dumneavoastră, câteva subiecte privind agenda pentru perioada imediat următoare și, evident, sunt al dumneavoastră pentru a mă devora cu orice întrebări credeți că reprezintă elemente de interes local. Și mă voi referi, în primul rând, la agenda anului care a trecut. Au fost, aș spune, trei elemente importante în activitatea mea de europarlamentar, reprezentând județul Dolj. A fost bătălia pentru libertatea presei, care, în ciuda tentativelor PDL-ului nostru și a colegului nostru de Dolj, Marijan Marinescu, care a fost în sală la momentul încercării de a răsturna regulile democratice din Parlamentul European de o manieră Roberta Anastase. Știți că acel episod a fost depășit. Petiția este în continuare în atenția Comisiei de Petiții. Și mai mult decât atât, în toamna aceasta, la jumătatea lunii octombrie, Comisia de Petiție a Parlamentului European va veni în România. Va veni în România să discute cu petiționarii. Unul dintre subiecte, în mod firesc, vizează libertatea presei. Mai ales că, slavă Domnului, dumneavoastră jurnaliști, puteți să o declarați măcar în privat, dacă nu în public, presiunile la adresa presei au continuat, atacurile la adresa presei au continuat și efortul de a pune căluși presei s-au radicalizat și aceste lucruri s-au întâmplat nu doar din partea președintelui României, ci și din partea altor factori de putere care consideră libertatea presei ca o amenințare la adresa securității naționale. Un al doilea proiect important în care am fost implicat și care ne vizează pe noi ca țară în egală măsură, îl reprezintă dezbaterea din Comisia pentru Dezvoltare Regională, dezbaterea privitoare la viitorul politicii de coeziune, viitorul bugetului Uniunii Europene alocat politicii de coeziune și, ca și dumneavoastră, îndrăznesc să spun, viitorul României în cadrul politicii de coeziune. Ei bine, aici, personal, am reușit o sumă de amendamente la un număr de proiecte de raport importante, dintre care unul care vizează inclusiv Oltenia noastră, dar și Dunărea, au fost raportul referitor la strategia pentru regiunea Dunării. Al doilea proiect important care are legătură cu primul este strategia pentru Marea Neagră, la care am fost raportorul Comisiei de Dezvoltare Regională. Și un al treilea se va întâmpla acum în toamnă, respectiv voi fi desemnat raportor al Parlamentului European pentru politica, pentru fondul de coeziune. Politica regională are mai multe fonduri. Fondul de coeziune, fondul de dezvoltare regională și fondul social. Eu voi fi raportor pentru politica de coeziune, fondul de coeziune. Aceste lucruri sunt extrem de importante, sigur și personal pentru recordul meu, dar sunt extrem de importante dacă ele ar fi dublate și de o coordonare, o colaborare cu actorii din România care au interes în această zonă. Ori, după ce doamna ministru Udrea, în mod repetat, a cerut să se vadă cu membrii Comisiei de Dezvoltare Regională, după ce a propus o dată optimă pentru această vizită, după ce a anunțat ora și locul întâlnirii, în lunea dinaintea întâlnirii de marți de dimineață a Comisiei de Dezvoltare Regională, doamna ministru Udrea a anunțat că este reținută de probleme importante care o împiedică să participe la reuniunea respectivă. Dar acest, așa zis adevăr, a fost o minciună sfântată, pentru că doamna Udrea
A venit la Bruxelles, a aterizat dimineața cu zborul Parom și n-a venit la Comisia de Dezvoltare Regională, acest fapt fiind considerat un adevărat afront și o sfidare la adresa întregii Comisii de Dezvoltare Regională. Spunea un deputat important de la PPE că dacă se mai întâmplă o dată așa ceva, el își dă demisia din Comisia de Dezvoltare Regională, pentru că nu e fără precedent când un demnitar dintr-un stat membru se comportă în acest fel. Dincolo de anecdotica episodului, vreau să vă spun că astăzi când discutăm cu dumneavoastră, tonurile privitor la capacitatea de absorpție au devenit din gri negre. Capacitatea de absorpție a României este în momentul de față 3%. În termen de plăți, ca bani care au intrat în România, România a absorbit 3%. Ce înseamnă 3%? 3% înseamnă infim dintr-un total de aproape 20 de miliarde de euro. Cât însumează fondurile politice de coeziune sau de dezvoltare regională. Acest lucru se întâmplă în momentul în care România a împrumutat de la Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și Comisia Europeană 20 de miliarde de euro, pe care i-am văzut și eu ca și dumneavoastră. Ei nu se regăsesc în nimic palpabil, nimic pe care să pipăi și să strigi există, vorba poetului, nimic din toate astea, dar care vor trebui dați înapoi. Dar lucrurile sunt și mai grave. Sunt și mai grave pentru că un document pe care l-ați văzut și aici o să pronunț numele unui ziar, dar asta e meritul lor, FinRO a făcut public la începutul lui iulie un document provenit de la Comisia Europeană care se menționa că dacă România nu ia de urgență măsuri până la începutul toamnei lui 2011 pentru a îmbunătăți radical capacitatea de absorpție, la anul vor fi suspendări de plăți substanțiale, iar în 2013, exact în anul în care România are de rambursat 4,8 miliarde de euro în contul datoriei externe, 4,8 miliarde, 2013 este și anul cu vârful de plăți pentru cofinanțarea proiectelor europene, România, citesc din documentul respectiv, document care este cunoscut de către președintele României, cunoscut de către primul ministru al Guvernului României și bănică și de alți factori responsabili sau iresponsabili, nu știu care e termenul adecvat în cazul de față. România va pierde, citesc din documentul respectiv, a large part of, o mare parte din fondurile de coeziune. Dacă avem în vedere că suma totală este de 20 de miliarde aproximativ, experții europeni menționează posibilitatea suspendării și această suspendare nu înseamnă că banii mai pot fi accesați. Pentru că pe regula N+2, noi mai putem accesa toți banii europeni până în 2015, maxim. Atunci se închide totul. N-ai luat, generos cu Europa Occidentală bogată, contribuim la prosperitatea lor și la ruina propriei țări. România ar putea pierde în 2013 circa 10 miliarde de euro. Repet, circa 10 miliarde de euro. Guvernul s-a angajat că va face ceva în această direcție. De aceea și președintele Traian Băsescu a venit extrem de nervos de la Consiliul European și a anunțat că vor începe discuțiile pentru crearea unui superminister care să gestioneze toate finanțările europene, numele vehiculat fiind domnul Leonard Orban, doar că în acel document la care am făcut referire, publicat de FinRO, se preciza că până la 31 august acest lucru trebuia să se întâmple, cum l-ați observat dumneavoastră, l-am observat și eu, pentru că este evident cum să iei de sub autoritatea doamnei ministru Udrea sumele finanțărilor europene și să le dai unui minister și unui ministru care să fie agreat de către Comisia Europeană. Dacă mă întrebați, doamna Udrea ar putea fi soluția pentru acest superminister? Vă spun nu. Comisia Europeană s-a opus, repet, s-a opus
numelui Udrea atunci când a fost vehiculat. Dar acest superminister ar trebui să gestioneze și fondurile de la Ministerul Transporturilor, referitoare la infrastructură rutieră feroviară, și fondurile de la Ministerul Mediului. Or, care mai e sensul guvernării pedeliste dacă banii se duc la un superminister necontrolat de către un ministru politic PDL, un ministru care ar trebui să aibă autoritatea de a impune proiectele în fața miniștrilor politici sau politruci de la dezvoltare regională, transporturi, mediu, și trei, banii ăștia se fură greu. Și dacă se fură greu, am primit și eu și dumneavoastră răspunsul de ce capacitatea de absorpție e atât de scăzută. În raport cu banii din bugetul local sau central, banii aceștia se fură foarte greu. Iar documentul la care fac referire, publicat de FinRO, spune într-un paragraf, și cu asta închei, că au constatat că există o anume coordonare în ce privește contracararea investigațiilor OLAF în România. O coordonare între DNA, ministere de linie și autorități centrale. Ori dacă la nivelul Comisiei Europene se scrie negru pe alb că nu opoziția, că nu Prioteasa la Dolj, nu Niculescu la Argeș, nu Dragnea la Tellerman, și la nivel central este o coordonare bazată pe un document cu același conținut care e circulat, to counterfeit, pentru a contracara investigațiile OLAF, vă întreb și pe dumneavoastră cum ați defini acest model de stat care are o singură strategie națională, să contracareze investigațiile OLAF. Și ajungem la consecință, pentru că s-a întâmplat și la Argeș, săptămâna trecută s-a întâmplat și la Dolj. Comisia Europeană, alertată și panicată de rata de aproape 100% suspiciuni de fraudă, repet, aproape 100%, din 64 de dosare investigate, 61 aveau indicii serioase de fraudă, a cerut Guvernului României din mai, în două luni de zile, să clarifice situația proiectelor. Așa numită legality and regularity. Legalitate și regularitatea plăților. Și Guvernul nu a produs aceste probe. Și documentul face referire la autoritățile de management și autoritățile de control. Deci nu consiliile județene, cum s-a încercat să se manipuleze de către PDL, ci autoritățile de management și autoritățile de control sunt la nivel național și sunt controlate de PDL. N-au primit aceste lucruri și au anunțat intenția suspendării plăților. Guvernul panicat l-a trimis pe domnul Leonard Orban la Bruxelles, cu promisiunea că se va crea acest superminister care va îmbunătăți radical situația, dar mă întrebați de unde știu aceste lucruri. De la Comisia Europeană. Pe baza relațiilor mele instituționale cu DG Regio. Și că n-ar fi bine politica această decizie de suspendare a plăților să fie făcută publică, pentru că asta ar strica, ar dăuna politic PDL-ului, ar da cu chinoroz și ar strica fixonomia obrazului PDL-ului. Comisia Europeană a spus, spun, și care este soluția voastră.